Și acestea sunt clătitele, vedeți? Clătite fără cântar cu Nutella. Așa. Uitați-le cât sunt de moi. Ia uitați. Moi, moi, moi. Pe mai întâi cu ou. Punem oul în vasul nostru. Și acum am să pun un praf de sare. Așa, nu mai mult. Amestecăm puțin. Și să punem laptele cu paharul, ca să ne formăm o rețetă a noastră. Aici am un pahar de apă. Și o să punem mai întâi un pahar de apă, de lapte. Deci paharul este de apă, dar punem lapte în interior. Și îl punem așa plin. Și punem un pahar. Așa. Amestecăm. Punem și puțin ulei. Am să iau așa cu lingurița și o să punem una, două, 3, 4. Așa, cam 4 lingurițe de ulei o să punem. Amestecăm. Și acum punem făină până o să obținem o compoziție de clătite un pic mai groasă. Și apoi o diluăm cu lapte. Eu așa le fac mereu. Și aluatul, această compoziție trebuie lăsată puțin la odihnit. Este foarte bine să o lăsați la odihnit dacă aveți timp. Dacă nu, puteți face și imediat. Și acum, aici am o sită. Am o lingură și făină. Și să punem făina noastră. Așa. Și am să pun, deci, vedeți, cu vârf, una, două, trei și patru. Mai întâi 4 linguri de făină și să vedem cum vine compoziția. Scoatem, cernem. Așa, dau deoparte și acum amestecăm. Am să mai pun încă 2, încă este subțire. Așa, mai punem încă 2 linguri de făină. Bună ziua, bună ziua și bine ați venit la prăjituri cu camele și bucate gustoase. Mulțumesc, Liliana, o zi frumoasă și ție. Îți mulțumesc. Și mai punem 2 linguri. Așa, scoatem, cernem și amestecăm. Vedeți? Până obținem o compoziție un pic mai groasă decât la clătite. Așa. Deci am pus 6 linguri de făină. Așa, mai adaug încă 2. Clătite fără cântar. 1, 2. Ați văzut că eu le-am pus cu vârf, să fie așa înalte, cu vârf. Dar vă uitați la consistență, să vă arăt cum trebuie să fie. Așa, vedeți? Acum cred că este gata și amestecăm foarte bine să nu avem cocoloașe. Ia uitați. Și apoi diluăm cu lapte. Amestecăm așa bine.
grăsuță, așa un pic mai groasă decât la compoziția de clătite. Cine a venit acum mai târziu, să vă uitați după ce terminăm, la început la video, v-am arătat parizerul. Să știți că a ieșit bun, 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 bun. Așa. Vedeți? Așa, și acum am să pun încă un pahar de lapte și vom adăuga puțin câte puțin. Deci la început am mai pus încă un pahar. Așa. Deci în momentul când nu avem cocoloașe, începem să adăugăm laptele. Vedeți, este fină, fină. Așa. Și acum adăugăm laptele, puțin câte puțin. Așa. Până obținem consistența care ne trebuie pentru a face clătitele. Eu mi-am pregătit și o tigăiță. O să ungem tigăița cu ulei, apoi o punem pe foc să se încălzească și punem, încă este groasă, vedeți? Și mai adăugăm puțin lapte. Laptele îl adăugăm treptat. Dacă faceți clătite și doriți compoziția dulce, adăugați și o lingură de zahăr, adăugați și puțină vanilie sau puțin rom, coajă de lămâie, de portocale, ca să fie bune, bune și delicioase. Eu le fac așa. Așa, ia uitați, încă mai trebuie, puțin, puțin. Și între timp, noi ce le facem, dacă vedem că compoziția se îngroașă, mai adăugăm câte o lingură, două de lapte. Să menținem consistența la această compoziție, mereu la fel, pentru clătite. Deci, vedeți cum arată acum? Este mai lichidă. O lăsăm deocamdată așa. Am să chid laptele și am să-l pun la frigider. Aici am o tigăiță și o punem pe foc. Aici mi-am pregătit unde să punem clătitele. Focul nu trebuie să fie nici prea mare, dar nici prea mic. Așa, trebuie să fie potrivit. Așa. Aici am un borcan de Nutella și ne pregătim, îl desfacem. Așa. Și îl punem aici alături. Că eu fac o clătită, apoi pun o linguriță de, sau o lingură de Nutella, o las, îmi prepar a doua și apoi răsucesc cât timp se coace pe foc. Și așa le fac una și una, una și una. Așa. Vedeți că aluatul începe, sau compoziția începe să se mai îngroașe. Noi mai adăugăm puțin lapte. Așa. Aici am uleiul. Mi-am pregătit și un pensionaj ca să ungem tigăița noastră. Un polonic, să luăm compoziția de aici. Așa. Dăm deoparte telul. Și acum cu polonicul vedem cât de groasă este compoziția
și se simte la mână. Așa, eu am să mai adaug puțin lapte, că este groasă. Încă mai trebuie puțin. Așa. Și cum am spus, pe parcursul preparării și prăjirii clătitelor, dacă vedem că compoziția se îngroașă, mai adăugăm puțin lapte. Eu așa fac mereu. Vă spun și vouă să încercați să vedeți. Așa, eu mai adaug puțin, că mi se pare groasă. Așa. Deci până acum am pus 2 pahare de lapte și dacă mai e nevoie, mai adăugăm. Am să las deocamdată așa, dau deoparte. Așa. Și am să-mi pun aici farfuria, aici am pensonul. Și ia să vedem, aici avem tigăița și o ungem așa cu ulei, cu puțin ulei peste tot și să vedem prima cum ne iese. Și am să iau puțin din compoziție. Așa. Și punem aici. Și răsucim așa, încet. Tot. O să pun mai puțin că este prea groasă așa. O să pun polonicul cam la jumătate plin și acum punem pe foc. Îmi pregătesc o linguriță și iau așa puțină Nutella și o pregătesc. Vedeți? O las aici și în momentul când punem clătita pe farfurie, punem și Nutella. Ne pregătim cealaltă clătită de pus pe foc și între timp se topește Nutella. O întindem, răsucim sau împăturim, cum preferăm, și punem pe un platou sau pe o farfurie. Să vedem dacă s-a încălzit bine. Prima tot timpul iese mai așa. Așa, ia să vedem dacă s-a încălzit. Dacă nu, o mai lăsăm puțin. O mai lăsăm puțin. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu Camelia. Cine a venit acum să se uite după ce terminăm acest direct? La început, la video, v-am arătat parizerul, am să-l arăt și la sfârșit. Să vedeți, eu l-am făcut sâmbătă. Este delicios. Și să gustați compoziția înainte de a o pune în sticlă sau în tavă. O gustați să fie bună, să fie condimentată, să aducă cât mai mult cu parizerul. Deci trebuie gustată, nu faceți și puneți fără să gustați. Eu am pus de 2-3 ori condimente. Deci trebuie gustat ca să fie bună, bună și delicioasă compoziția, ca să ne iasă un parizer gustos. Așa, ia să vedem. Ia să vedem noi aici ce avem. Încă nu este gata. Vedeți, am întors-o, dar am să dau puțin mai mare. Puțin, așa, mi se pare cam mic. Deci vă reglați bine flacăra și după aceea o mențineți așa. Imediat. Așa. Și mai controlăm compoziția. Eu am să mai pun încă un pahar de lapte, că din când în când mai adăugăm puțin lapte în compoziția de clătite. Așa. Am să mai pun puțin lapte aici în pahar. Să-l am aici lângă mine. Așa.
aici alături. Ia legați acum, vedeți? Era flacăra, era micuță. Și lăsăm un pic și pe această parte. Încep să se facă. Așa. Mai lăsăm puțin să se luminească. Mie îmi plac aceste puncte pe, pe clătită. Ia uitați, vedeți cum a ieșit și pe partea aceasta. Și acum le punem aici. Cum v-am mai spus, avem lingurița noastră cu Nutella. Și o pun. Doar dacă faceți cu Nutella. Dacă faceți cu dulceață, le faceți normal. Și acum ungem. Ungem tigăița noastră cu puțin ulei. Așa. Și luăm din compoziție. Așa. Să pun puțin mai puțin. Și punem. Turnăm. Și apoi răsucim. Încet, cu răbdare. Deci până se întinde peste tot. Așa, răsucim tigăița. Și acum întindem. Întindem Nutella. Așa. Punem așa peste tot. Așa. Și pe capete. Și acum răsucim. Și le putem face așa sau le împăturim. Și le vom pune aici pe o farfurie. Ia uitați, aceasta este prima clătită. Verificăm aici să vedem cum este. Încă nu. Mai lăsăm. Îmi pregătesc Nutella. Prima dată am pus cam multă. Le puteți umple cu dulceață, cu brânzică de vaci. Acestea, având în vedere că nu au zahăr în interior, puteți face urdă cu ceapă verde, cu mărar și le umpleți. Puteți face coșulețe și legați cu o foaie de ceapă și umpleți cu brânzică, cu ton, cu ce vă place, cu măsline făcute cu brânzică, cu... Așa, ia să vedem. Așa, întorc. Uitați cum arată. Și încet, încet le facem pe toate. Mai controlăm aici compoziția. Eu am să mai pun puțină lapte și puneți așa puțin și amestecați. Compoziția nu trebuie să fie groasă. Făina începe să absorbă din lapte și se îngroașă. Eu de aceea mai pun câte puțin, câte puțin. Deci mereu le fac așa. Așa. Să vedem aici pe foc cum este. Este gata. Ia uitați cum a venit. Pe partea așa și pe partea așa. Și acum punem Nutella și o lăsăm aici cu fața în jos. Ungem tigăița cu puțin ulei. Așa. Și acum punem polonicul. Și răsucim.
Așa, încet, răsucim. Vedeți? Se usucă aproape cât eu răsucesc. Și acum o punem pe foc. Acum întindem. Vedeți că Nutella începe să se topească. O scoatem așa și întindem. Nu puneți prea multă, că nu este nevoie. Așa. Prăjitura numărul 1 la noi în casă. Clătite cu Nutella. Pot să-i fac eu fel de fel de prăjituri, fel de fel de torturi, înghețate, plăcinte. Clătitele sunt pe locul numărul 1. Și acum putem și împături. Așa, ia uitați. Vedeți? Le putem împături cum dorim. Am făcut una așa. Aici mai facem încă una. Ia uitați. Așa. Prindem așa peste tot. Nu puneți multă, că foile sunt subțirele și apoi este prea dulce. Așa. Și acum ori întoarcem și facem așa. Vedeți? Sau puteți, ia să vă mai arăt. Punem puțină Nutella aici peste, să se lipească, ia să vă arăt. Așa. Și răsucim așa. Vedeți? Și facem așa un cor. Ia uitați. Și având în vedere că are Nutella, rămâne așa. Și îl așezăm aici, alături. Deci am făcut conuri. Vedeți ce formă doriți. Ia uitați, cilindri. Vedeți cum sunt moi? Așa. Și triunghiuri. Ia uitați.